În decursul zilei de astăzi, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Alianța pentru Patrie au fost evacuați din sediul pe care îl dețineau în centrul municipiului Târgu Jiu. Evacuarea se datorează neachitării datoriilor timp de 8 ani. Urmarea unei hotărâri judecătorești, executorul judecătoresc a venit la sediu însoțit de jandarmi și polițiști pentru a pune în aplicare ordinul judecătoresc. Suma îndatorată se ridică la 50.000 de lei, reprezentând chiria către societatea Edilitara, care s-a judecat cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Alianța pentru Patrie mulți ani. Suntem la sediu PNCCD Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, unde are loc evacuarea din sediu a acestui partid, pentru că vreme de 8 ani nu și-a plătit chiria către municipalitate, către Edilitara. Sunt 500 de milioane de lei vechi pe care cei care conduc partidul ar fi trebuit să le plătească ca și chirie către Edilitara Public. Există două hotărâri judecătorești definitive prin care s-a stabilit că banii trebuie să revină la bugetul societății care deține acest spațiu.